În primul rând, domnule ministru, sunt câteva măsuri majore neîndeplinite. Finalizarea, conform calendarului, a tronsonului de autostradă. Știți, a tronsoanelor de autostradă, știți foarte bine, v-ați angajat în guvern să dați în folosință în 2017 90 de kilometri de autostradă și ați reușit să inaugurați 15 kilometri. Studii de fezabilitate pentru autostrada Moldovei, centura Bucureștiului și variantele ocolitoare pentru municipiile reședințe de județ, Suceava, Târgu Jiu, Bacău, Târgu Mureș, să dau doar câteva exemple. Modernizarea Transfăgărășanu și Transalbina, finalizarea coridorului paneuropean 4 feroviar și modernizarea podurilor și podeților aferente. În al doilea rând, înainte de preluarea mandatului de ministru, cred că sunteți obligați să clarificați pentru noi și pentru opinia publică câteva aspecte. Poate este singurul moment în care puteți să faceți acest lucru. Și o să mă refer doar la trei. 1. Care este soarta autostrăzii A8 Târgu Mureș Iași? Și dacă mai susțineți memorandumul din 28 decembrie 2017, adoptat în guvern, proiecte 2018-2027, în care vă propuneați ca autostrada să fie mutată pe alt traseu, autostrada 8, Brașov, Bacău, Pașcani, Iași, Ungheni. 2. Este fezabilă promisiunea guvernului Tudose, din care și dumneavoastră ați făcut parte, că în 2018 veți inaugura peste 150 de kilometri de autostradă? Da. 3. La Tarom, la CFRSA și nu numai, la alte companii, în urma verificărilor efectuate de către Corpul de Control al primului ministru, în afară de câteva declarații bombastice ale premierului Tudose, opinia publică nu a aflat nimic. Vreau să vă întreb, domnule ministru, când veți face publice concluziile acestor verificări? În ce privește programul de guvernare, varianta 3.0, modificările sunt minore, copy-paste după vechiul program de guvernare, totuși, în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură, am sesizat următorul lucru. Fie nu vă mai asumați un termen clar pentru finalizarea acestora, de exemplu, Lugoș-Deva, Sibiu-Pitești, drumul expres București-Giurgiu, fie amânați cu un an sau cu doi ani termenele din vechiul program de guvernare. Autostrada, de exemplu, autostrada Transilvania, drumul expres Pitești-Craiova sau variantele ocolitoare. Termene 2020-2022, când sper eu, PSD nu va mai fi la guvernare. Domnul președinte Bodea a ridicat mai multe probleme. Aș spune că, într-adevăr, în programul de guvernare s-a vorbit despre multe inaugurări. Din păcate, din informațiile pe care le am acum de două zile cât am evaluat mai mult situația din minister, există segmente de autostradă pregătite de inaugurare, dar care, din păcate, nu sunt chiar atât de pregătite și pentru recepționare din perspectiva legală nouă, făcută consecință a nefericitelor inaugurări și recepții parțiale despre care știm cu toții și pe care dorim să le evităm. Cu privire la autostrada Târgu Mureș-Iași, aceasta își urmează cursul și desigur tot ce va sta în putere voi face împreună cu noul, vechiul sau același management al CNAIR-ului, de așa manieră încât procedurile să fie scurtate, sunt acolo tot felul de probleme și de mediu și cu implicarea DNA, altele însă sunt destul de avansate, așa încât cele care vor putea fi atacate, vor fi atacate. Iași, Târgu Mureș este important pentru mine, dată fiind controversa pe care am avut-o așa mediatic în provincia Moldova. Iași, Târgu Mureș nu are niciun motiv să fie pusă sub semnul întrebării, se află în master plan, are termen exercițiu financiar până în 2020, deci din perspectivă strategică, indiferent cine ar fi ministrul transporturilor, cu atât mai puțin un băcăuan nu ar pune și nu va pune sub semnul întrebării desfășurarea tuturor proceselor în maximum de ritm pe care poate să îl imprime un ministru, astfel ca acest proiect să-și atingă obiectivele.
Apropo de memorandumul cu Brașov-Bacău, acesta creează doar premise pentru ca poate din 2020 în viitor, pe următorul exercițiu financiar, să economisim timp din perspectiva elaborării studiilor de fezabilitate. Nu au înțeles nici cei care susțin proiectul Bacău-Brașov-Iași că ar fi vorba de o schimbare de prioritizare. Însă apreciez că această măsură preventivă, ca să spun așa, și atacarea acestui subiect înainte de termenele care sunt puse în master plan nu poate dăuna proiectului Iași-Târgu Mureș.